Limba română a fost cinstită în acest an cu fast la Bălți. Chiar dacă orașul este considerat unul rusofonizat, majoritatea oamenilor de aici cunosc și vorbesc în limba română. De sărbătoare, în Piața Națională Vasile Alexandrii au răsunat recitaluri de poezii, cântece dedicate limbii noastre și au fost încinse hore. Întreaga națiune astăzi sărbătorește sărbătoarea limbii noastre. Ne bucurăm de o așa sărbătoare, ne legat de România, suntem românizați mai mult și ne străduim ca țara noastră să fie înfloritoare. La Bălți se vorbește limba română. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române, deci 31 august, ca de obicei, și ne bucurăm de această sărbătoare mare și interesantă și binevenită pentru noi, națiunea noastră română. Ce limbă se vorbește la noi la Bălți? Limba română se vorbește, sigur. И празднование праздника языка показатель того, что в этой стране сохраняется, приумножается действительно любовь и уважение к языку как данности. Не имеет значения, думаем или говорим по-русски, врубим, что студием ла лимба румена, explore and discover English. Мы люди, мы разговариваем, мы говорим, мы думаем и мы существуем, мы живем. Есть и кумулта лай, и есть и кумулта богатия, această ploaie frumoasă care nu ne întristează, dar invers ne bucură și sperăm că totdeauna această sărbătoare va fi în sufletele noastre cea mai frumoasă. Și vă rog să ne spuneți în ce limbă se vorbește aici la noi la Bălți? În limba română. Sunt și bălțeni care susțin că limba maternă este fie moldovenească, fie rusă. Бельцы говорят на молдавском, в основном на русском все разговаривают. В основном веселые, добрые люди, хорошие, отзывчивые, добродушные. Пожалуйста, веселье, танцуй, танцуют все. Vă rog să ne spuneți în ce limbă vorbește bălțul. Majoritatea în rusă. Cu părere de rău, așa este. Țara moldovenească ar trebui să vorbească moldovenește, românește. În ce limbă se vorbește aici la Bălți? Limba de stat, limba moldovenească. De sărbătoarea națională, primarul de Bălți, Nicolae Grigorișin, a vorbit în premieră în limba română. Uciu, продолжаю учиться и буду продолжать учиться. Это нормально, когда человек учит язык. Я не только учу молдавский язык, я учу другие языки. И я считаю, что это нормально, все должны учить языки. Это нормальное явление. В сегодняшний день я бы хотел пожелать ламунцан Молдова, ламунцан лимба настра, еудрес санетате și пач. În 2013, Curtea Constituțională a hotărât că prevederea conținută în Declarația de Independență din 1991, referitoare la limba română ca limbă de stat a Republicii Moldova, prevalează asupra prevederii referitoare la limba moldovenească, conținută în articolul 13 al Constituției.